Bine v-am regăsit, dragii mei, la basmul săptămânii 1-7 iunie. Am să încep cu o întrebare. Ce reprezintă basmul pentru voi? Pentru că nu întâmplător am pus acest titlu. Deci nu am numit nici horoscop, nici previziuni pentru săptămâna viitoare, nici în niciun fel. Am numit această serie basm, care pentru mine este doar o formă narrativă care îmbină imaginația creatoare cu elemente din astrologie, din viața reală și așa mai departe, chiar din spiritualitate, cu tradiția și valorile colective ale acestui popor român. Pentru că doar la poporul nostru mă raportez atunci când discut și doar în felul ăsta am putut să învăț astrologie dintr-un alt punct de vedere. Spiritualitatea pe care o dezbat în toate episoadele pe care le fac și basmele nu are nicio legătură cu astrologia. În astrologie nu s-au precizat norme clare care să se refere la felul în care fiecare dintre noi ne raportăm la divinitate sau felul în care tratăm religia noastră. Deci nu este punctat în astrologie. Doresc să menționez toate aceste lucruri în urma mesajelor pe care le-am primit pe basmul trecut, care mi-a dat foarte mult de gândit. Deci în afară de mesajele foarte frumoase și destul de multe pe care le-am primit de la voi și vă mulțumesc foarte mult pentru aprecieri, am observat așa un curent de furie. În primele câteva ore, cred că cel puțin 15 oameni s-au dezabonat de pe canal. Este ok. Apoi au apărut mesajele de hate. Pe unele n-are sens să le amintesc. De ce? Pentru că totul a plecat de la o glumă și am constatat că noi nu mai știm de glumă și că nu îndrăznim să glumim cu ceea ce se numește divinitate și religie. De ce n-am face oare? Din teamă, poate că vom fi pedepsiți de acel Dumnezeu rău care stă la pândă să ne aștepte pe toți, să ne pleznească, să ne pedepsească de fiecare dată când mai greșim câte ceva. Voi, oare cei care mă ascultați, ce credeți despre mine? Că eu nu cunosc aceste rânduieli, care de fapt sunt tradiții ale poporului român, cum ar fi pomana, cum ar fi tot felul de forme de a ne cere iertare de așa zisele păcate, începând de la spovedanie până la pomelice pentru vii, acatiste și așa mai departe. Credeți că eu nu fac pomeni sau că nu particip la ele? Credeți că eu nu m-am spovedit niciodată? Păi am vorbit despre toate astea aici, pentru cei care doriți să ascultați. Pentru ceilalți, nu văd de ce atâta grabă și atâta furie să scrieți niște mesaje atât de vehemente. Ia să vedem. Vă citesc puțin dintr-unul așa, ca să vedeți cât de distractiv este ca formă, pentru că începe cu să rămână. Nu este necesar să vă adresați așa. Nu sunt atât de în vârstă și nu am ajuns la acea poziție de onorabilitate încât să merit o astfel de adresare. Deci începe foarte frumos cu sărumâna, da? Și mi se explică aici cum se acordă iertarea prin spovedanie. Dacă nu știți despre asta, vă recomand să încercați. Nu vă pronunț numele, oricum v-am făcut report la YouTube și la mulți alții. Am vorbit pe acest canal despre toate lucrurile astea și despre toate experiențele mele până la urmă. Că așa plecăm cu sufletul curat de pe pământ când ne spovedim ca să fim iertați. Cine ne garantează asta? Nu ne garantează nimeni, da? Mai departe mi se explică cum se fac pomenile, rânduielile și așa mai departe, pentru ce în viață se fac pomenirea prescomidie. Știm toți asta, da? Dar vreau să vă citesc continuarea. Așa că astrologia dumneavoastră este un vax și nu mai vorbiți în necunoștință de cauză. Veți suferi pentru o învățătură rea. Da? Mai departe, mă rog, pietroaie puternice către astrologie. De unde știți dumneavoastră? Ce voi păți eu? De unde știți? Ce anume vă dă puterea să stabiliți dacă aceasta, ce fac eu aici, este o învățătură rea sau nu și cât de mult voi suferi eu pentru asta?
Astrologia este mult mai veche decât religia creștină, dacă stăm să ne gândim. Pomenile fac parte din tradiția popoarelor din perioada precreștină, de unde creștinismul a preluat și a modificat și a transformat și așa mai departe. Plecând de la ideea acelui comentariu foarte drăguț în care un domn a scris că dăm bacșișii la karmă, da, și eu am spus suntem în stare și am continuat în ideea de șpagă. Noi suntem în stare să dăm șpagă și la Dumnezeu să ne ierte cu cât mai mult, cu atât mai repede, și afirm chestiunea aceasta. Face parte din comportamentul nostru și este o practică foarte bine promovată de religie, pentru că înseamnă bani, la fel cum înseamnă și pomenile și așa mai departe. Cu ce ne deranjează acest lucru? Ne-a spus că dăm șpagă și la morți din starea de vinovăție, pentru că nu am făcut ce trebuia atâta vreme cât ei trăiau. M-am referit la următorul aspect. Am observat în cultura noastră populară că facem pomeni la un asemenea nivel pe care nu l-am făcut cât respectivul om pentru care dăruim era în viață. Deci, dacă atunci când un om drag nou a fost în viață și ne-am trezit la 5 dimineața să-i facem un tort și să-i pregătim o masă mare unde să chemăm toți prietenii și neamurile, este ok să facem o pomană în asemenea măsură. Dacă, în schimb, n-am făcut acest lucru și acum cheltuim zeci de milioane pe o pomană, să zicem, de 3 ani, de 4 ani, da? Cu vase, cu tacâmuri, cu masă mare, cu zeci de invitați, cu pachete mari, cu alte pachete la biserică și așa mai departe, atunci este o problemă, da? Este o problemă, este o diferență foarte mare de comportament. N-am cum să mă gândesc că asta înseamnă că mă bucur că ai plecat. Dar înseamnă, din punctul meu de vedere, doar, pentru că doar părerile mele le expun aici în ce privește spiritualitatea, da? Nu fac parte din astrologie aceste aspecte. Repet, și am să mai repet, că, ca să se înțeleagă foarte bine, da? O faci din stare de vinovăție, că n-ai făcut cât trebuia atunci când el trăia. Sunt de acord cu pomenile. Le-am făcut și le voi face atât timp cât sunt pe această planetă, nu în ideea ca acela să fie iertat de păcate, pentru că asta înseamnă că nu-i acord prezumția de nevinovăție. Eu deja am stabilit că el are păcate. Nu în ideea ca Dumnezeu să-l ierte, da? Pentru că nu cred că am această putere să cer iertare pentru un alt om în condițiile în care eu nici nu știu dacă acela, despre ce e vorba, adică nu știu exact ce păcate a făcut, dacă a făcut, dacă, în ce direcție, chiar dacă este un om apropiat cu care eu am trăit în casă. Eu nu știu ce a gândit el, cum a considerat el, care a fost interiorul lui, pentru că din interiorul nostru, din mentalitățile noastre, de fapt, acolo se află rădăcina păcatului, pentru că putem să fim extraordinar de buni cu ceilalți. Dacă noi în interiorul nostru, nu știu, să zicem, urâm o viață și ne dorim răzbunarea, eu știu ce poveste, ceilalți considerându-ne minunați. Fac pomeni și am să fac mereu în următoarea idee, care pleacă, dacă studiem istoria spiritualității, din vechiul Egipt antic, în ideea că îi înlesnesc plecarea în pace, plecarea mai lină a celui care a fost aici. Nu pot să am pretenția că o să o și obțină, pentru că nu este responsabilitatea mea. Da? Așa că fac pomeni doar atunci când simt, doar dacă pot și în măsura bunului simț. Pentru că eu cred că aici poporul român a pierdut foarte mult măsura în ce privește pomenile. S-au dus la un nivel care pur și simplu, din punctul meu de vedere, exact cum am spus, depășește bunul simț. Acel om, cât a fost în viața lui, nu a beneficiat de atâtea bunătăți, de atâta mâncare, de onomastici pe măsura pomenilor lui. Da? Deci nu are sens. În toată religia creștină, așa cum o cunoaștem astăzi, cu tradiții preluate din poporul nostru, care de fapt au baza cu mult înaintea creștinismului, da? Unele având baza chiar în Dacia și așa mai departe. Nu despre asta discut aici, nu despre istoria tradițiilor
unui popor care ar putea avea legătură și cu creștinismul, pentru că le întâlnim și în alte popoare și în alte religii și așa mai departe. Ideea este că s-a pierdut total noțiunea prezumției de nevinovăție, care de fapt este cea mai puternică latură a ceea ce numim noi smerenie. Face parte din starea de smerenie să acord oricui pe planeta asta, viu sau nu, prezumția de nevinovăție. Eu nu consider că am vreo calitate sau vreo capacitate să-l judec pe celălalt. Da? Deci despre asta este vorba. Eu nu înțeleg oamenii aceștia religioși, ca să închei cu acest mesaj, ci căutați, domne, pe canale de astrologie, că scrie acolo astrolog, da? Și ce căutați de fapt? Rămâneți acolo cu creștinismul vostru, cu dogmele acelea rigide, care nu v-au condus către nicio evoluție. Faceți pomeni la nesfârșit, dați pomenii ce la proscomidii și tot ce mai cunoașteți. Și trăiți cu această speranță, care pentru mine este una deșartă, pur și simplu, sau cum are poporul nostru o vorbă, este o speranță amăgită, da? Că toate lucrurile astea mă vor ajuta. Din contră, eu am ajuns la concluzia că toate aceste lucruri mă fac să devin mai responsabilă de propriile mele acte. Și atunci, da, eu rezonez foarte mult cu budismul. Și atunci, pentru mine, orice acțiune are o reacțiune și merg pe ideea de karmă, da? Karmă care, cu care vii din viețile trecute, pentru că altă explicație nu ai pentru evenimentele dure pe care le trăiesc sau diverse relații, în cazul în care tu deocamdată n-ai făcut nimic, da? N-ai făcut nimic să fii abandonat în spital când te-ai născut. Se consideră că ești pur, ești pruncul lui Dumnezeu, de ce ai fi abandonat, da? Aceea este o karmă cu care tu vii din alte vieți. Nu ai greșit cu nimic în povestea asta. Mai există și acea idee că, domne, preiei păcatele neamului. Am mai vorbit despre asta, nu vreau să reiau povestea. Această presupunere, de fapt, înseamnă că noi considerăm că acest Dumnezeu este nedrept și pune pe umerii noștri lucruri care nu ne aparțin. Am venit într-un neam pentru că rezonăm cu problematica de acolo, pentru că avem de învățat din acel neam, cu ajutorul lui de asemenea ne putem plăti karma, pentru că din neamul nostru preluăm genele fizice, ale corpului fizic, care ne ajută să ne ducem noi la îndeplinire temele pentru care am venit aici. De asemenea, am afirmat de foarte multe ori că tot neamul nostru ne ajută să învățăm ce avem de făcut și ce nu avem de făcut în această viață prin propriile exemple. Chestiune pe care nu ne învață nimeni și, din păcate, foarte mulți preluăm tiparele comportamentale ale părinților noștri, chiar dacă nu ne plac, și nu cunoaștem faptul că exact asta nu trebuia să facem. Bun, închei cu acest comentariu. Vreau să punctez aceste lucruri ca să le lămurim. Mai aveam notat aici ceva. Doamna Aurelia, care îmi scrieți de mult timp câte 2-3 mesaje și pe bazme și pe episoade și mă tot urmăriți. De ce ați cer de data asta ce ați scris? Că eram pregătită să răspund, da? N-am păstrat mesajul dumneavoastră, dar m-ați întrebat în acel mesaj, printre multe alte întrebări care au acolo referitoare și la anunț, nu o să abordez la subiectul ăsta, de ce dăm bani la morți? Da? De asemenea, este o tradiție precreștină să dăm bani la morți. Se trage din vechile culturi antice și ideea ar fi în cultura noastră, pentru că nu o să abordez astăzi alte culturi, ar fi că omul care pleacă cu acei bani plătește vămile cerului ca să ajungă în liniște și în pace în paradis sau în rai. Da? Acum o să ne întrebăm și care sunt aceste vămi. Eu am citit cândva o carte, cred că sunt 10-12 ani de atunci, scrisă de un preot și erau 7 vămi. Mi-am dat seama de atunci că nu mă încadrez acolo și nu are sens să mă mai lupt să fiu o minunată în ideea să ajung în rai, pentru că m-au costat mulți ani din viață povestea asta. M-am gândit să fiu eu așa cum simt autentică, asumându-mi riscul că voi ajunge în iad. Da? La vremea respectivă când am citit eu, nu mă încadram pe la vreo 2 vămi, una sigur era fumatul, motiv pentru care nici nu ești împărtășit la spovedanie.
ca să stabilim acest aspect, fumat care există în întreaga asta omenire încă de habar n-avem noi când, nu l-a inventat creștinismul, creștinismul doar l-a hotărât că aceasta este un păcat. În acea carte scrisă de acel preot, nu mi-amintesc numele, îmi cer scuze, era vorba despre vămile cerului, una din vămi era cea cu fumatul, dar căutând așa să ne documentăm cu normele astăzi în religia ortodoxă, sunt 20 de vămi la prima vedere. O să vi le enumer așa pe scurt, nu le știu pe din afară, pentru că nici nu le cred complete, nici nu cred în chestiunea asta, da? Vama vorbirii în deșert, vama minciunii, vama vorbirii de rău și a judecății apropiului. Se comasa cu prima, da? Vama lăcomiei, vama leneviei, vama furtului, vama zgârceniei, vama cămătăriei, vama minciunilor și jurămintelor false, vama mândriei și a mândriei deșarte. Da, vama invidiei, vama mâniei și furiei, vama crimelor și uciderii, vama vrăjitoriei și ocultismului, vama desfrânării, vama adulterului și a concubinajului. Este cuvânt modern, concubinajul, da? Vama sodomiei, vama ereziei, mă rog, aici am și explicație, dar nu vreau să vă plictisesc cu asta. Vama trufiei și a necredinței, judecata pentru lipsă de credință în Dumnezeu și trufie spirituală. Da, asta este un aspect foarte frumos, ăsta cu trufia spirituală. Am observat asta și în religia creștină și mai nou în foarte multe curente. Dom'le, oamenii au devenit trufași că cunosc ei așa multe, știu și stăpânesc. Da, și așa că își permit să devină și hater. Vama necunoașterii, mă rog, în concluzie au scurtat povestea asta la cele 7 vămi despre care eu știam că sunt altele, dar uite, cu ocazia acestui mesaj mă mai documentez. Vama vorbirii deșarte, vama minciunii, vama furiei și a mâniei, vama furtului, vama desfrânării, vama mândriei, vama zgârcenii și a locomiei. Deci eu știam din cartea acelui preot că există și vama tutunului. Văd că aici a fost înlocuită cu altceva, da? Sunt doar niște tradiții, nimeni n-a venit de acolo din acele vămi să ne povestească nouă că a plătit așa vreo 100 de lei ca să-și acopere, să zicem, nu știu, iau la întâmplare, vama mândriei, da? Nu se achită cu 100 de lei, să știți, nici cu 20 de pomeni, nici cu alte, nu știu câte sute de lei date la alte pomenice. Sunt teme pe care o să vii în viața următoare să le înveți, o să le plătești învățând, experimentând în propria ta viață. Nu se achită cu banii astea. Oricum, mi se par aiurea și nu sunt complete. Chiar m-am bucurat, da, foarte tare. De ce? Pentru că n-am găsit aici vama cititului în stele. Cred că a fost scoasă intenționat pentru că eu știam că asta e un mare păcat, așa spun ei, dar văd că nu face parte din vămi, vama cititului în stele și a cărților, a oracului, să zicem. De ce? Pentru că și preoții practică bibliomanție, adică deschisul cărților. Am mai vorbit despre ce aș mai fi văzut eu aici să fie trecut, nu știu, vama abuzului de putere. Cred că abuzul de putere în toate formele, da, pe care în momentul ăsta s-ar putea să nici nu le concepem ca idee, nu o să le descriu aici din punctul meu de vedere că v-ar grozi și nu ăsta este scopul. Și cred că ar mai fi o vamă importantă dacă ar fi să merg pe linia asta în care eu oricum nu cred, da? Vama zdrobirii propriei personalități în ideea de a nu mă confrunta cu ceilalți, de a le face pe plac celorlalți și de a prelua mentalitățile lor în ideea că voi stăpâni împărăția cerurilor. Da? Cam atât, doamna Aurelia, îmi pare rău că a citit acele mesaje. Cred că, de fapt, în total erau vreo 3. V-aș fi răspuns cu drag, n-am nicio problemă, n-am nicio problemă nici cu hate-ul. Oricum, la unul din mesaje, răspunsul era deja în bază, dar n-ați urmărit cu atenție. Da? Exact cum ceilalți hateri n-au urmărit cu atenție. Eu am spus doar că unele pomeni cred că se fac din starea de vinovăție. Deci unele, nu toate. Da? Sunt de acord cu tradițiile poporului român. Le iubesc foarte mult. Mulți ani le-am luat motamo în viața mea și am executat așa cum trebuia, după care am început să mă gândesc mai mult dacă rezonez sau nu cu acele idei. Am început să studiez istorie și așa mai departe.
istoria religiei, istoria spiritualității, găsiți foarte multe detalii și despre colivă. Spre exemplu, am vorbit, cred că în episodul Sfânta Viață și Sfânta Moarte, sau invers, că am făcut două, am făcut și Sfânta Viață și Sfânta Moarte și Sfânta Moarte și Sfânta Viață, nu știu cum să le mai numesc. Am vorbit foarte multe lucruri pe acest canal în zona de spiritualitate. Așa cum o înțeleg eu, este doar punctul meu de vedere. Punctele mele de vedere, și am specificat întotdeauna, nu fac parte din astrologie. Astrologia doar ne sfătuiește să ne construim propria noastră relație cu divinitatea din punctul nostru de vedere, să ne construim acel Dumnezeu al nostru, exact așa cum simțim. Și în acest scop, povestea asta se regăsește pe harta noastră natală, pe casa 12-a. În acea idee noi vom evolua în plan spiritual doar dacă ne urmăm propriile noastre aspecte de pe hartă, da? Iar pe casa noua, acolo găsim religia, care nu este obligatorie pentru nimeni. Până la urmă, nici relația cu divinitatea nu este obligatorie, da? Există oameni atei pe planeta asta care își duc viața bine mersi și nu s-a întors nimeni din iad să ne spună de acolo că este plin doar de ei și nu și de preoți, nu știu, care violează elevii în Institutul Teologic. Da? Dacă m-aș lua după ultimele știri, da? Sau dacă întrețin relații sexuale cu minori, cum au fost și alte știri. Sunt doar câteva exemple, nu trebuie să generalizăm, da? Așa că, în concluzie, mi-ar place mai mult să știți de glumă. Au fost niște glume pe care le-am făcut în episodul trecut, în ideea că vă vor inspira să vă construiți propriile voastre idei mai departe, sub o formă drăguță. Am înțeles că nu gustați foarte mulți gluma dintre voi, nu e nicio problemă, eu o să continui. Exact așa cum simt și cum poftesc, pentru că aici este casa mea, este canalul meu, este munca mea. Sunteți bineveniți toți, nu vă place, mergeți mai departe. Și întrebați-vă foarte serios, dacă vă credeți atât de religioși, ce căutați pe canale de astrologie. Bun. Să mergem mai departe la săptămâna noastră, să vedem ce inspirație ne putem găsi pentru a ne ridica calitatea vieții în ceea ce ne aduce săptămâna din mai multe puncte de vedere, din punct de vedere al hărții astrologice și din punct de vedere al oracolului. Oricum, suntem într-o perioadă interesantă în care Saturn este retrograd în Pești și exact asta va face, va răscoli în principiile noastre legate de spiritualitate, tocmai ca să aducă structură acolo. Luna neagră, încă din data de 29 iunie, odată cu Saturn, cu retrogradarea lui Saturn, a intrat în balanță și aici va fi foarte interesant, va începe un joc extraordinar. Și asta este foarte interesant pentru că a plecat din Fecioară, deci începem să încetăm puțin așa cu criticele, o să mai ponderăm aici, însă intrarea lunii negre în balanță o să ne provoace enorm zona relațiilor noastre. Cu Saturn retrograd va să aduce din trecut acolo diverse povești pe care le-am construit în relații, diverse relații karmice de asemenea sau teme pe care nu le-am învățat, va răscoli acolo în adâncuri și va scoate la suprafață tot ce nu o să ne treacă prin cap. Deci nu doar pentru faptul că este Saturn retrograd, ci pentru că Lilith intră în balanță alături de nodul sud, care este un punct karmic foarte puternic, da? O să mai vorbim oricum despre acest aspect, pentru că Lilith stă aici până la anul martie și va tot răscoli aici ca să ne indice lecțiile karmice legate de relații, echilibru și parteneriate. Poate că mulți dintre noi avem experiență și abilități în domeniul relațiilor, de aceea Lilith va aduce provocări semnificative legate de putere, control și umbrele din relații. Așa că s-ar putea să ne trezim cu tot felul de povești care țin de gelozie, de controlul telefonului, de urmărire și așa mai departe. Lecția principală pe care ne-o aduce Lilith aici, repet că o să mai discut despre asta, este să învățăm
Să ne menținem individualitatea și să integrăm aspectele respinse ale personalității noastre în contextul relațiilor pentru a atrage un echilibru autentic și sănătos. Întotdeauna am afirmat și afirm în continuare că relația noastră cu divinitatea, concept pe care se structurează toată viața noastră și toată mentalitatea noastră, este o relație ca oricare alta și ține de balanță. Deci cei care ne considerăm în relație cu divinitatea, Lilith, pe aici s-ar putea să răscolească, să punem la punct anumite lucruri în raport cu această divinitate, căreia noi am ajuns de multe ori să-i dictăm și să-i impunem. Da? Am trecut de faza aia când cer iertare și s-ar putea să primesc, nu știu sigur. Nu, domne, eu știu, au spus atâția, e scris în cărți și în Biblie și peste tot. Dacă eu mă duc și spun acolo tot ce am făcut eu, ce cred eu că am făcut, adică nu chiar tot, da? Pentru că pe restul nu prea le conștientizez, nu mi-am dat seama, da? Și mă spovedesc și îmi dă preotul canon și mă împărtășesc, gata, sunt iertat de păcate, adică știm exact ce urmează să facă Dumnezeu. Da? Ne gândim, cum am spus și în bazmul trecut, că cu cât dăm bani mai mulți, cu atât o să ne ierte mai multe păcate. Da? Deci nu ne mai punem întrebarea că există doar o posibilitate să ne ierte, adică nu știm sigur și nici nu cunoaștem de fapt toate păcatele noastre. Da? Nici nu știm exact dacă nu cumva anumite lucruri le-am făcut copiindu-i pe alții și considerând că așa e bine. Și de fapt păcatul cel mare este că noi de fapt în realitate n-am fost deloc autentici acolo. Cel mai grav în toată povestea asta este că există oameni lipsiți de resurse și atunci când noi facem o pomană foarte mare cu mult faz, ar putea să umilim oamenii care nu își permit să facă chestiunea asta și să le transmitem ideea că, băi, voștri o să rămână pe drum, pe undeva, o să ajungă așa prin el, că voi n-aveți ce să le dați, da? Și cu iertarea e cam la fel. Atenție cum ne raportăm la această divinitate, ce mentalități și obiceiuri și tradiții și tot ce ne luăm din religie în raport cu această divinitate, pentru că de acolo pleacă tot, de la cum ne raportăm noi cu Dumnezeul nostru. Da? Cât de aspru considerăm noi că este El, cât de pedepsitor și așa mai departe. Restia să vedem ce noutăți mai avem. Mercur va intra în Leu chiar în data de 2 a 7 și atunci o să avem mai multă libertate de expresie și mai multă forță de a spune ceea ce dorim să spunem, da? De asemenea, avem foarte multă putere și în a încheia contracte și a negocia și a face tot felul de lucruri. Trebuie să fim atenți cum negociem noi cu Dumnezeu, de fapt, despre asta este vorba. După cum am mai spus și am mai repetat, este foarte important să înțelegem că suntem într-o perioadă de tranzit de la un nivel de mentalitate la o altă. Este un tranzit foarte lung, nu o să mai amintesc de aceste ere deocamdată ca să nu cresc confuzie, se referă la intrarea lui Pluto în Vărsător și retrogradarea lui Pluto din Vărsător. De aceea vă supun atenției tot felul de aspecte asupra cărora să reflectați. Nu susțin că am dreptate, nu susțin că cunosc adevărul. Din punctul meu de vedere, pe planeta Pământ, nimeni nu cunoaște adevărul dacă ar fi să ne raportăm la universul nevăzut, la divinitate, la ce face spiritul când pleacă de aici, unde se duce și așa mai departe. Absolut nimeni nu cunoaște adevărul. Noi trăim după niște tradiții extrem de învechite, preluate cu mult înainte de creștinism, poate foarte multă vreme au funcționat, poate au fost ok, nu știu, cu Pluto retrograd în Vărsător, cred că s-ar putea să fie timpul, nu e nicio grabă că va sta aici aproape 20 de ani Pluto în Vărsător, să reluăm aceste tradiții și să ne raportăm la ele din punctul nostru de vedere. Și raportat la problematica zilelor noastre, care este o cu totul alta decât acum 1000 de ani, decât acum 2000 de ani sau decât 3000 de ani. Da? Foarte scurt așa trec peste aspectele astea ca să nu vă plictisesc. Nu mi-aș permite niciodată
să spun ce îi se întâmplă unei zodii sau alta în următoarea săptămână sau în următoarea perioadă. Cred că asta face parte tot din zona de smerenie, în ciuda rojului meu sau a cerceilor sau eu știu a căror podoabe. Ah, da, uite, trebuia să se bage și vama asta cu podoabele și sulemenitul. Da? Nu știu cum de s-a sărit, adică nici pentru asta pare frumos așa cum au modificat acum. Da, că exact asta era a doua vamă, unde nu mă încadram în cartea acelui preot. Da, îmi plac accesoriile, îmi plac podoabele, ce să fac? Da, văd eu când ajung, unde ajung, cum o mai descurca și pe acolo. Deci nu mi-aș permite să fac acest lucru, așa că gândiți-vă fiecare cât de multe vă permiteți, pentru că este liber accesul aici la mine în casă, pe canal, adică vă aștept cu drag, însă nu vă lăsați mizeria, pentru că vă fac report. Îmi pare rău, pe ultimul baz, la foarte mulți dintre voi am făcut report. Nu am nicio problemă dacă vă retrageți de pe canal, puteți să o faceți oricând, da? Dacă nu rezonați, nu e necesar să rezonați. Aici nu este nici market, pentru că nu am deschis acest canal în scop comercial. L-am deschis din considerente pe care le-am spus de la început pentru foarte mulți oameni care vin la mine la consultații ca să nu le pierd timpul acolo prezentându-le punctul meu de vedere din care privesc astrologia, pentru că asta înseamnă astrologia, să-ți faci propriul tău punct de vedere, da? De ce? Pentru că astrologia este cea mai puternică armă de cunoaștere la nivel personal energetic. Da? Ne ajută să aflăm care e destinația noastră aici, de ce am venit noi pe planeta asta. Da? Nu știu, să facem mai multe pe moment decât sărbătorim oamenii în viață. De ce am venit? Să păcătuim, să ne cerem iertare oare? Asta e scopul? Mai fac un păcat, mai încer o iertare, mai merg iar la spovedit. Da? Păi sunt oameni care spovedesc aceleași chestii și de 10 ani. Cei în vârstă mă refer, care nu mai sunt supuși provocărilor vieții. Da? Nu e cazul nostru. Celor care n-am ajuns la vârsta senectuții, da? Astrologia, de asemenea, înseamnă să fii foarte creativ. Nu să copii niște idei din niște cărți, din teorie și să le transmiți mai departe. Care nici nu știm dacă sunt reale, dacă vorbim de horoscop. Hai să vedem ce inspirație ne putem găsi în oracolul astrologic. Să ne ridicăm calitatea vieții, poate să ne vină o idee mai bună care să ne ajute a evolua. Poate să ne găsim acea inspirație cum să gestionăm anumite provocări în săptămâna următoare, pentru că vor începe provocările cu Lilith în balanță. Nu prea am simțit-o cât a fost în Fecioară, pentru că a vizat foarte mult raportul nostru cu perfecțiunea. Da? Pentru că noi, în general, ca oameni, nu acceptăm imperfecțiunea ca făcând parte din viața noastră. Dar acum, odată ce a intrat în balanță, acolo și lângă nodul sud, o să vedem ce o să iasă prin relații. Ia să vedem și noi ce avem aici. Pe casa întâi avem Jupiter în balanță. Foarte frumos. Este o carte minunată. Pe casa a doua avem Pluto în rac. Pe casa a treia avem Uranus în balanță. Pe casa a patra avem Neptun în leu. Carte minunată. Am avut-o și în basmul trecut. Pe casa a cincea avem Venus din balanță în Fecioară. Pe casa a șasea avem Neptun în Vărsător. O altă carte frumoasă pe care am avut-o și în basmul trecut. Da. Pe casa a șaptea avem Mercur din Fecioară în Rac. Pe casa 8-a avem Neptun în Taur. Pe casa 9-a avem Venus din balanță în Taur. Pe casa 10-a avem Venus din Taur în Rac. Venus chiar e în Rac acum, da? Pe casa a 11-a avem Saturn în Leu. Și pe casa 12-a avem Mercur din Gemeni în Leu. Dacă mă uit așa de la depărtare în ansamblu la aceste cărți, în mod cert ni se cere schimbarea mentalității în tot ceea ce înseamnă relațiile noastre. Aici avem o situație în care ne documentăm foarte mult și cercetăm foarte mult în ascuns. Și e bine când facem asta, relația cu partenerii noștri de viață, de afaceri și cu cei cu care colaborăm.
De asemenea, vom analiza relația cu vecinii, cu amicii noștri, da? Și cu cei care ne-au produs răni în suflet din familie din trecut. Vă sfătuiesc să faceți asta și să vă găsiți un raport la acele evenimente sau la acele trăiri, la acele emoții, într-un mod care să vă avantajeze. Totul este cu un scop. Poate ați înțeles prin acele trăiri cum să nu mai repetați alte greșeli pe care poate cândva în alte vieți fiecare le-am făcut, evident. Aici apare că lucrurile merg bine, ceea ce este minunat, însă în același timp vom analiza dificultățile pe care le-am avut cândva cu ei și ne vom gândi cum să îmbunătățim aceste relații. Pe casa 6, pe axa sănătății, despre care o să încep să o abordez așa câte puțin, stăm foarte bine, axa 6-12, avem aici Cupa Victoriei pe casa 6 și primim foarte mulți dintre noi vești bune, care se referă la vindecarea foarte multor situații, emoții, poate a bolilor fizice sau poate a bolilor sufletești, cum spun eu. Asta se poate doar documentându-ne și schimbându-ne anumite mentalități, pentru că din acele mentalități noi ne construim diverse boli fizice și nu știm cauza lor. Avem acest obicei, tot poporul român, să ne găsim vinovați, să dăm vina pe neam, întotdeauna facem asta. Am preluat genetic nu știu ce boală din neam. Da, era o predispoziție. Tu ai preluat-o de fapt că ai repetat același tipar greșit. Ideea cu neamul tău era să înveți de acolo să nu repeți ceea ce te-a deranjat cândva. Da? Mulți o facem în relație cu copiii noștri, unde de asemenea întâmpinăm greutăți și este necesar să lucrăm la nivelul nostru să ne schimbăm mentalitatea. În interiorul nostru, în casa noastră, o să ne simțim foarte bine, foarte binecuvântați, foarte împliniți. Poate că asta este și în urma postului pe care poate mulți dintre voi l-ați ținut, postul Sfântul Petru și Pavel. Este o săptămână extraordinară în care lucrăm foarte mult în planul puterii noastre personale, care stabilește acele mentalități și vom constata că multe, foarte multe dintre ele au devenit restrictive pentru noi, nu ne mai onorează, nu ne mai avantajează. Cam asta este concluzia generală privind în ansamblu cărțile, nu o să mai au în amănunt. Vă sfătuiesc pe fiecare din voi să vă analizați toate tipurile de relații, inclusiv cu voi, cu sufletul vostru, cu sinele vostru, cu interiorul vostru, cu mentalitățile voastre, cu relația cu divinitatea, care poate fi foarte minunată dacă depășim anumite mentalități sau anumite bariere pe care le-am preluat pur și simplu, respectând și iubind tradiția poporului în care ne-am născut. Puteam să ne naștem oriunde, puteam să ne naștem și în India, puteam să ne naștem într-o țară musulmană, habar n-am. Deocamdată suntem aici și eu iubesc și respect tradiția poporului român, exact cum am mai spus, am să o practic în continuare, însă o să o fac din acel punct de vedere personal. După ce mi-acord suficient timp să analizez în amănunt fiecare idee în parte, într-un mod coerent și dusă până la final, analizăm pe toate fațetele cam ce reprezintă asta. Cam ce reprezintă să te culci pe ureche că ai fost la preot și te-ai spovedit și gata, ești iertat, ești curat și din momentul ăla începi să dezvolți chiar o stare de superioritate față de restul, că ei n-au făcut-o păcătoșii de ei. Da? O să ne analizăm foarte mult, de asemenea, resursele interioare pe care nu le-am explorat, în ideea că ne simțim un pic blocați în ce privește valoarea noastră personală. Și ne gândim dacă nu cumva ar trebui să mai dezvoltăm aici un pic, să mai lucrăm un pic, să începem să mai învățăm ceva, să mai creăm ceva, să mai dezvoltăm poate un nou proiect. Da? Să ne îndreptăm către o nouă linie, astfel încât să solidificăm și să dezvoltăm ceea ce avem noi ca valoare personală, ceea ce avem noi ca har, cum spun eu, acel har din care câștigăm bani aici, în lumea materială, bani atât de necesari,
da, care din punctul meu aduc fericirea până la un punct, da, nu rezonez cu ideea religiei aceea că, domne, dacă sunt sărac și fac milostenii foarte multe și dau totul în stânga și în dreapta cu nemiluita, voi stăpâni împărăția cerului și voi fi așa astfel un spirit impecabil. Sunt de acord cu milostenile, am făcut și eu destule în viața mea, sper să mai fac în continuare, doar în condițiile în care o să simt, doar dacă o să-mi facă plăcere și doar dacă acest lucru susține o cauză nobilă sau o persoană care merită lucrul ăsta. Aici, în relația cu copiii noștri, unde întâmpinăm cele mai multe dificultăți în această săptămână, vă sfătuiesc să vă analizați fiecare această relație, pentru că noi, în acest timp, în România, trăim un tranzit destul de dificil. Pentru că avem în urmă un comportament dus la extrem, acela în care am trăit noi, să zicem, când eram copii, pe vremea lui Ceaușescu, cei care ați prins, sau chiar și după, când erau restricții, când era sărăcie, când educația se făcea altfel. Și să facem o comparație cu aceste zile, unde suntem la o altă extremă, în care copiii au totul, li se dă totul, nu mai avem voie să le impunem reguli, nu mai avem voie să mai facem nimic, în care școala nu mai este ceea ce era pe vremea noastră. Există posibilitatea să avem probleme în relația cu copiii în ce privește comunicarea. Nu este bine deloc să criticăm în exces, dar nici să nu o facem. Ca urmare, trebuie să găsim o soluție de mijloc și să vedem dacă nu cumva am exagerat atunci când am stabilit că, domne, noi am avut așa o copilărie dură și vai ce mai trăiam noi și vai câte lipsuri aveam și acum copilul meu să aibă de toate. Ar fi bine să ne întrebăm ce motivație vor mai avea acești copii dacă noi din rana noastră stabilim că, domne, lasă să aibă de toate, lasă să nu se chinuie, să nu facă că destul am făcut-o eu. Ce motivație va mai avea el și ce anume va mai învăța el dacă îi se oferă totul pe tavă? O să percepeți fiecare o energie care începe să se instaleze în viețile voastre de a vă analiza relațiile, a închide multe dintre ele, cerință care este și a nodului sud în balanță, a închide în ideea nu să uit sau să mă fac că nu s-a întâmplat și a clasifica, a categorisi. Da, domne, poate că omul ăla m-a necăjit sau m-a jignit sau eu știu ce mi-a făcut, pentru că ăsta a fost un tipar comportamental al meu, nu neapărat în viața asta, poate în altă viață. Da? Și atunci, da, pot să consider că s-a aplanat ceva acolo și să merg liniștit mai departe. Nu e necesar să-l iert sau să-l iubesc acum, dar pot să emit compasiune și empatie în ideea că fiecare om rănește și jignește din rănile lui. Am ajuns la concluzia că tot ce înseamnă hate pe rețele de socializare, de foarte multe ori, îmi pare rău de acei oameni și emit foarte multă compasiune pentru ei și le doresc să-și depășească anumite condiții. Unele mesaje, spre exemplu, pe bazmul trecut, au fost atât de vehemente și atât de furioase, venite din rana că, domne, eu nu pot să accept, pentru mine este imposibil să accept că eu nu-mi primesc iertarea dacă țin post și am fost la spovedanie. Ăsta e și scopul pentru care o facem, nu? Și atunci când vine cineva așa și ne spune cu nonșalanță că s-ar putea să existe și o altă variantă, da, atunci reacționăm cu furie. Rămân la părerea mea că foarte mulți oameni țin post condiționat pentru a primi iertare de păcate sau pentru a-și realiza diverse dorințe fără să cunoască dacă măcar sunt în concordanță cu harta lor și cu planul lor de viață. Și analizați fiecare relația voastră cu Divinitatea și cu toți oamenii din jurul vostru, cu familia, cu prietenii, cu cei din trecut, cu cei care au plecat, de ce nu? Analizați chestiunea asta, ce am făcut eu cât omul ăla a fost în viață și spun eu că l-am iubit și ce am făcut după. Hai să vedem ce mesaj primim și de la lună, având în vedere că avem o săptămână în care în data de 6 a 7 avem lună nouă în Rac, unde este și Venus.
De aceea trebuie să analizăm relațiile care au un mare impact asupra sufletului nostru. Despre sufletul nostru este vorba. Dacă cineva ne produce o emoție acolo pozitivă sau negativă, este timpul să analizăm și să hotărâm un nou început în acea relație, după ce am analizat cu atenție ce ne deranjează sau ce ne place. În momentul în care avem lună nouă în rac, discutăm de un impact pe casa a patra, în mod special relația cu membrii familiei, da, și cei care nu mai sunt și cei care sunt acum și cei cu care poate am trăit cândva și familia noastră nouă și chiar și cu vecinii, cu frații, cu surorile, da, pentru că avem aici un impact și pe casa a treia. Cu verii noștri, de ce nu? Eu ce pot să sper? Că am o familie foarte mare, foarte frumoasă. Mă refer la neamuri aici, care sunt foarte tradiționaliști, profund religioși, unii dintre ei. Și atunci, la moartea mea, sunt liniștită că am să primesc de toate. Și pomeni, și bani, și tot ce trebuie. Ar trebui să vă gândiți și voi la asta. E ok. Eu, oricum, cred că mi-am dăruit tot ce aveam nevoie încă din timpul vieții și am să o mai fac. Așa că un mesaj ar fi că nu există obligație aici, există doar dacă simt din plăcere, dăruiesc. Hai să vedem ce ne spune Luna nouă. Exact, foarte frumos ne spune, preia controlul și fă prima mișcare. Se referă la Luna într-un semn astrologic cardinal. Exact acum Luna este în rac, exact pe casa 4, semn astrologic total cardinal, da? Deci, preluați controlul în relații, în mod special, după ce v-ați analizat emoțiile și faceți prima mișcare. Mult succes vă doresc la toți, să aveți o săptămână minunată, cu spor foarte mult în tot ceea ce faceți, în tot ceea ce gândiți, în tot ceea ce analizați pe acolo. Toate cele bune vă doresc!